De astăzi, în Giurgiu există o nouă piață agroalimentară amenajată în condiții moderne. Piața este pusă atât la dispoziția cumpărătorilor, cât și a producătorilor și a comercianților de legume și fructe. Piața Fofo a fost realizată de un investitor privat, unul care s-a gândit să ofere și facilități micilor producători. Oferta specială în ce costă? În tarabele care le vedeți și dumneavoastră sunt un număr de 33 de tarabe, acestea de culoare galbenă. Un sector de producători agricoli care ei facilitatea au gratis. Nu o zi, nu două, timp de 6 luni de zile să putem să formăm și un vad. Văd asta, mă vin cu 3 legături de ceapă sau cu ce mai vin ei acolo de un nimica toată la valoare și mai iau și bani. Cum vedeți, este și dotată cu tarabe de culoare verde. Acolo au destinația cei cu societăți comerciale, persoane fizice autorizate. Ce mai sunt, acolo nu pot decât cu o taxă. Taxa este foarte mică, deci 3 lei, eu cred că e o sumă derizorie. Fac tot posibilul să-i atrag. Încerc, am bună voință, deci după cum vedeți, deocamdată piața nu este autorizată decât pentru legume și fructe, urmând ca pe viitor, în funcție de cum îmi formez vad, dacă se merită într-adevăr să mă autorizez și pentru lactate, produse de carne, păsări, vii. Piața denumită Fofo se află în cartierul Tineretului și este cu atât mai utilă cu cât vorbim de cel mai populat cartier din Giurgiu. Producătorii de legume, fructe, zarzavaturi și verdețuri, dar și comercianții de astfel de produse, sunt așteptați să îi ispitească pe cumpărători cu ofertele lor.